E un act artistic. Am vrut în ocazia vizitei Patriarhului Kirill să fac un dar de sânge și de bani în memoria victimelor tuturor poliților secrete din Rusia și din România. Dați-ne și numele. Vă dau imediat. Cum vă numiți? Gata, am înțeles ce faceți. Puteți să lăsați mâinile jos. Lăsați mâinile jos, vă rugăm frumos. Mâinile dumneavoastră, lăsați-ne jos. Și să ne dați și nouă un act de identitate. Cum vă numiți dumneavoastră? Strângeți asta cu dumneavoastră. De ce? Am înțeles, lăsați-le, dar dați-le și nouă date. Nu trebuie să mai stați așa. Vă rugăm frumos, nu le înțelegeam la românește. Ne înțelegem. Păi vă rugăm frumos să-mi dați datele, să lăsați mâinile jos. Ce e bun să le? Păi să nu stați așa, că nu e nevoie să stați așa. Nu îmi place poziția dumneavoastră. De ce nu vă place? Da. Păi nu consider normal, mă simt că mă amenințați, nu mă simt în siguranță. Păi nu mă simt în siguranță. Uitați că vă arăt mâinile că... Păi nu mă vrăscați, că eu nu vă vrăscați. V-am rugat frumos, să fac mine, da? Da. Dar nu vă ameniți cu nimic. Nu fac amenință cu nimic. Dar poziția dumneavoastră și amenința cum este nefirească. Este nefirească. Da, domnule, haideți la mine la autoturism, vă rugăm frumos, însoțiți-le la mine. De ce vă deranjează asta? Sunt portrete oficiale ale patriarhilor. Lăsați, de ce mi le luați? De ce mi le luați? De ce mi le luați? Dar de ce vă deranjează portretele patriarhilor? Aveți un buletin la acolo, prezentați-mi și un act de identitate. Sau spuneți-mi cum vă numiți. Să scrieți la acolo de siguranță care l-are acolo, da? V-ați tăiat, nu intenționat. Tăiat intenționat. Da, dar așa e dumneavoastră. Domnul Solomon. Da. Da, așteptați-mi pe vă rog frumos. Nu e o problemă. Pentru noi e o problemă. Ce s-a întâmplat? S-a tăiat intenționat. Nu, dar scrieți-vă dată. O să vă explic. Încep. Aveți un coș de cu ocazia vizitei Patriarhului Kirill al Rusiei, care vine în România cu binecuvântarea președintelui Putin, fost colonel KGB. Am vrut să fac un dar de sânge și de bani în memoria tuturor victimelor represiunii comuniste, fasciste din România și din Rusia. Asta e tot. Sau mergem sus, nu-i la părere.